Pui nou-născuți. O povestire din cartea Ossie, puiul de vidră. Autor Kenneth Crawford. Cu câteva luni în urmă, pe la sfârșitul primăverii, Kayla, o vidră de râu nord-americană, își părăsise partenerul pe Carga și descoperise un lung tunel subacvatic format sub malul de lângă iazul castorilor. În timp ce cârdurile de gâște sălbatice și lebede își tot făceau apariția pe iaz și se bălăceau, împroșcând stropii în toate direcțiile, Kayla muncea de zor ca să lărgească tunelul acela potrivit cu propriile necesități. Lărgi culoarul de acces în partea superioară, apoi săpă un bârlog deasupra pânzei freatice, foarte aproape de suprafața solului. Se tot mișca înainte și înapoi prin tunel, cărând nămolul și celelalte reziduri care se adunau pe măsură ce treaba avansa. După ce termină cu săpatul, adună iarbă și frunze de pe țărm și le împrăștie pe podeaua din bârlog. În timp, acestea aveau să se usuce și să formeze un pat cald și moale, îmbibând aerul cu mirosul de mucegai al iernii care putrezea. Kayla era gestantă și, ca o mamă aflată la prima experiență de acest fel, era foarte preocupată de viitorul ei bârlog. Când treaba fu gata, potrivit cu exigențele sale, se strecură în culcuș ca să-și aștepte pui. Se mai trezea din când în când la sunetul șoarecilor care mișunau de colo-colo prin galeriile lor, smulgând mici fire de iarbă din culcușul ei ca să-și construiască propriile cuiburi. În timpul nopții se auzi un scâncet diferit și Kayla întoarse capul ca să lingă primii doi pui de vidră care stăteau întinși lângă ea. Puii de vidră, la fel ca și copiii, sunt neajutorați la naștere. Ossie a fost primul născut, măsurând vreo 12 cm din vârful boticului său negru până la baza cozii. În calitate de întâi născut al vidrei, era numit și fratele mai mare. Avea blănița gri și mătăsoasă ca un mugur tânăr de salcie. Când vin pe lume, toți puii de vidră sunt fără dinți, au ochii lipiți și plâng ca niște bebeluși atunci când le este foame. Tig fu cel de-al doilea pui. Ceva mai mic decât Ossie, dar la fel de flămând. Kayla își petrecu cea mai mare parte a timpului ghemuită strâns în jurul puilor pentru ca aceștia să-și vâre năsucurile în blana ei moale și să găsească sursa laptelui stând la căldură. Din când în când, dar numai după ce Ossie și Tig se giftuiau cu lapte și dormeau ca niște îngerași, Kayla lua un pic de distanță ca să găsească ceva de mâncare și pentru ea. Era un vânător înnăscut, așa că putea prinde cu ușurință câte un păstrăv gras. În cea mai mare parte a timpului își căra prada pe mal, departe de intrarea în cuib, și o mânca la repezeală, rămânând scufundată parțial în apă. Stătea permanent într-o stare de alertă, gata să depisteze orice pericol care i-ar fi putut amenința pui. Apoi, cu burta plină și cu rezervele de lapte refăcute, se întorcea în tunelul de deasupra pânzei freatice, în cuibul ei confortabil, ca să stea alături de pui. Când Ossie și Tig aveau aproape o lună, ochii lor albaștri și blânzi se deschiseră pentru prima oară. Puii fură în stare să-și privească mama și lumea în care trăiau. La vârsta de 2 luni, erau pregătiți să iasă din bârlog, însă, așa cum se întâmplă cu majoritatea puiilor de vidră, la început le era teamă să intre în apă. După ce încercă fără succes să-i convingă să intre în apă, Kayla se apucă să sape o groapă în acoperișul bârlogului și își ajută puii să ajungă sus pe solul uscat. Planificase totul cum nu se putea mai bine, iar când Ossie și Tig ieșiră din cuibul lor călduț, se pomeniră pe o pajiște mare, deschisă, verde, unde se puteau juca în siguranță. Ori de câte ori dați peste o asemenea pajiște în sălbăticie,
Așteptați-vă să găsiți acolo și un bârlog de vidre. Puii de vidră cresc repede și le place să exploreze arealul din afara bârlogului. La scurt timp după ce Osi și Tig fură suficient de mari încât să alerge încoace și încolo prin iarbă, apăru în zonă o altă vidră adultă. Era tatăl lor, Carga. Se ținuse la distanță în perioada în care puii fuseseră mici, dar se întorsese acum ca să dea o mână de ajutor la creșterea celor doi. La început, puilor le fu puțin cam frică de el, dar tatăl le câștigă rapid încrederea jucându-se cu ei în fața cuibului. Vorbea cu ei și alergau unii după alții, iar el le dădea voie să-l prindă și să se ia la trântă cu el. În scurt timp, cei doi pui se țineau după el peste tot. Pe măsură ce creșteau, tatăl îi lua cu el să exploreze împreună malul Iazului și să se aventureze în zonele cu vegetație densă. Însă nu stătea niciodată cu ei în bârlog, ci se ducea să doarmă de unul singur undeva lângă lac. Când Osi și Tig făcură prima lor incursiune la marginea Iazului, celor doi nu le plăcu în mod deosebit nici apa, nici peștii, nici celelalte lucruri pe care Kaila și Carga le puseră dinaintea lor pe post de hrană. Nu voiau decât să se lipească cu lăbuțele lor mici de burta moale și catifelată a mamei lor și să sugă laptele ei cald, gustos și hrănitor. Kaila se dovedi însă răbdătoare, aducându-le în fiecare zi câte ceva interesant, fie o bucată de pește mâncat pe jumătate, fie resturi de broaște. În timp, cei doi pui începură să se delecteze cu delicatesele acestea. Curând, ajunseră chiar să se ia la bătaie de la mâncare, aruncându-se asupra bucăților de carne sau alungându-se unul pe altul din preajma hranei. Nu după mult timp, începură să iubească mirosul de pește sau al oricărei alte vietăți mici din apa lacului. Puilor de vidră încă le era frică de apă, dar Kaila și Carga le îngăduiră să se obișnuiască treptat cu senzația de răceală și umezeală. Vidrele cu pui le îngăduie acestora să se urce pe spatele lor în timp ce înoată în apa lacului. Când puiul ajunge să se simtă confortabil deplasându-se pe spinarea adultului, acesta din urmă începe să se retragă ușor pe dedesubt. La început, puii băteau apa cu disperare, încercând să rămână la suprafață, astfel că mama sau tatăl se strecura iar sub trupul puiului ca să-l susțină și să-l facă să se simtă în siguranță. Vidrele sunt părinți devotați și răbdători, care își învață odraslele să înoate și să capete deprinderea de a-și obține singure hrana. În curând, Osi și Tig pluteau și înotau în apă fără ajutor. Pe măsură ce trecură lunile de vară, puii deveniră înotători de primă clasă și ajunseseră să prefere să stea mai degrabă în apă decât să se joace pe uscat. Puii se jucau adesea lângă bârlog, pe o stâncă de lângă lac, iar îndeletnicirea lor preferată era acum să se împingă unul pe altul în apa adâncă. Când Osi și Tig erau în vârstă de 3 luni, cântăreau fiecare cam 3 kilograme. O vidră adult cântărește în medie între 8 și 12 kilograme. În următoarele 5 sau 6 luni, cei doi pui de vidră trebuiau să ajungă în stare să-și poarte singuri de grijă, cu toate că, de obicei, familiile de vidre rămân împreună până la apariția unui nou pui în anul următor. Vidrele tinere părăsesc căminul părintesc în jurul vârstei de 12 sau 13 luni. Pe măsură ce vara își urma cursul, Kaila și Carga își duceau puii în călătorii tot mai lungi și mai îndepărtate de casă. La sfârșitul lui august, la aproape 5 luni de la venirea pe lume a puilor, Carga își părăsi familia și plecă în căutarea unei locuințe pentru iarnă.
Kaila se hotărâ să-și ducă puii într-un tur de explorare a lacului. Aceea avea să fie prima călătorie semnificativă a celor mici, departe de locul de baștină. Pentru toți trei era un eveniment plăcut, dar și emoționant. Să exploreze cursuri de apă, să vâneze păstrăvi și să se joace pe limbi imense de nămol, ca într-un necuprins și atrăgător teren de joacă aflat în plină sălbăticie. Călătoria lor avea totuși un scop bine definit. Kaila dorind să învețe pe Osi și pe Tig cum să pescuiască și să-și poarte singur de grijă. Într-o seară caldă și leneșă de vară, o briză puternică înspumă valurile dinspre țărmul sudic al lacului. Osi și Tig se jucau în apă în jurul unei grămezi mari de pietre, luptându-se unul cu altul și urmărindu-se reciproc, în timp ce Kaila se uita la ei de pe țărm. Cei trei tocmai se ospătaseră cu un pește prins de ea, iar puii se jucau acum complet lipsiți de griji. Crezând că-l urmărește pe Tig, Osi se scufundă în apa adâncă de lângă linia stâncoasă a țărmului, afundându-se vitejește în jos. Brusc, micul lui univers păru că explodează. Valuri subacvatice imense îl împinseră pe micul pui de vidră în adâncimile reci și întunecate ale apei lacului. Osi se strădui din răsputeri să-și croiască din nou drum spre suprafață, însă valurile, unul după altul, îl duceau tot mai departe, înspre mijlocul întinderii de apă. Cu plămânii pocnindu-i, reușind la un moment dat să iasă la suprafață și să tragă o gură mare de aer. Micuța vidră fusese dusă de curenți în mijlocul lacului și întreaga ei lume se schimbase radical. Zile întregi, ploile căzură din abundență, înmuind solul de pe versantul muntelui. Vântul declanșase o avalanșă masivă de noroi și pietre, iar unul dintre acestea, cele mai mari, se desprinseseră din munte și o luaseră la vale, spărgându-se chiar în locul unde se afla bârlogul lui Osi și al familiei sale. În vreme ce puiul de vidră se străduia din răsputeri să rămână la suprafață, valuri mari de apă mâloasă se năpusteau de-a curmezișul lacului, învăluindu-l și ducându-l departe de munte și de pericolul de acolo. Înotă până rămase fără vlagă, apoi se opri să se odihnească, neajutorat și debusolat, pe suprafața tulbure a apei. Își strigă mama și fratele, dar nu primi niciun răspuns. Era singur. Dacă vrei să afli continuarea poveștii, poți achiziționa cartea de la editura Viață și Sănătate, de pe site-ul viatasisanatate.ro, la numărul de telefon 021-323-0020 sau prin rețeaua de librării Sola Scriptura.